sosit momentul! Pregătim bagajul pentru maternitate! Aici avem hăinuțele bebelușei. Nu-mi vine să cred că ce-au trecut 34 de săptămâni! Priviți ce mare este burtica mea! Mai am încă o lună până la 38. Să sperăm că la 38 voi naște. Hăinuțele le-am spălat, sunt luate de pe șfoară și acuși le vom călca. Aici avem lingerie pentru corp, pentru bebelușă. Telincuțe, cum se zic la noi. Da. Unde o vom înfășa? Ia uitați-vă, Hello Kitty! Sunt... e ceva neobișnuit. Cu... pentru fetițe, cu buline, tot în roz. Iată, aici pentru naștere este comodă, ca să o îmbraci repede. Cătălina îi place să calce. Foarte mult. Mai ales hăinuțe pentru copii. Și aici are hăinuțe, și aici hăinuțe, peste tot hăinuțe. Și încă una la fel, albă. După naștere o vor îmbrăca direct. Este foarte comodă. Mi-a fost recomandată de cine a mai trecut prin așa experiență. Călcăm și pe linguța. La noi așa se spune aici. La Moldova. E cu steluțe. Roz. Aici cu girafe avem. Și aici roz curat. Și una așa mai grosuță, galbenă. Are Cătălina și verde. Iată așa, cu morcov și verde în dungi. Și cu animăluțe. Împăturăm. Cătălina abia așteaptă. Abia aștept număr zilele. E greu? Este greu, este cald. Așteptarea este lungă. Și luăm așa un body. Cu love. Este pentru 0 luni. Și aceasta cu inimioare multe. Va fi foarte frumoasă, ne abia aștept. Și altă hăinuță pentru fetiță. Cu animale, inimioare. Ce frumușică e. Cu această hăinuță noi vom veni acasă. Priviți, vă place? Și încă una roz. Vouă, care vă place mai mult? Aceasta roz sau aceasta? Aceea? Care? Scrieți în comentarii. Uitați-vă ce body am mai luat. Este foarte frumușel. Acum repejor îl călcăm. Avem aici mânușele micuțe pentru fetiță. Ciorăpeii, priviți cât de mici sunt! O pereche, două și trei. Și o pereche roz. Și luăm așa o pelincuță mai grosuță. Iată așa, o călcăm. Luăm așa un costumaș. La fel, grosuț. Mai grosuț. Și are și căciuliță. Punem în gentuță. Aici punem ciorapii, mănușelele și căciulițele. Și așa un costumaș călduț cu iepuraș. Acum să vă arăt ce cumpărături am făcut eu pentru fetițe. Priviți așa, o rochiță. Și aici am un costumaș, rochiță cu maletă și ștrampi. Priviți ce drăguți sunt. Mai am un costumaș. Rochiță cu inimioare. Cu inimioare. Are și body? N-are body. Are body, iată. Are body, albastru. Și...
La si. Deci va fi de stil. Și iată așa un body. Ce super este. Aici am pantofiorii cadonați de Ernest și neapărat trebuie să iau cu mine această bentiță. I-am promis lui Ernest că ce, când se va naște o voi pune în căpșorul fetiței. Așa că o iau cu mine. Iar aici am niște pantofiori pe care i-am făcut cadou Cristinei cu 4 ani în urmă. Și acum fetița mea îi va purta. Pentru că mie doctorii mi-au spus la 30 de săptămâni că își voi avea fată. Fetiță. Și eu i-am cumpărat cadou. Și cadoul merge la mine. Sper că... Pentru că Ierni a fost băiat, nu fetiță. Da. Și aceștia tot îi voi lua cu mine. Aici o pereche de... ștrampe. Au 4 ani de zile, dar s-au păstrat impecabil. Suzetele pe care trebuie să le pregătesc, să le fierb și să le pun... Dar acolo? Dar aici este ceva care nu trebuie să vi-l arăt. Numele fetiței, da? Numele fetiței, care va fi o surpriză pentru voi. Iată așa vă va arăta. Vă arătăm doar două litere din nume. Ghiciți voi ce nume va avea fetița. Să vedem cine va ghici. Ce mai avem noi acolo? Pantofiori! Ce drăguți! O hăinuță galbenă, așa drăguță. Aceasta este probabil a lui Ernest. Și el mi-a zis, ia-o la fetița ta, te rog, te rog. Da, este a lui Ernest, când era micuț. Și am luat-o, chiar dacă este albastră. Punem pantofiorii. Pentru externare. Pentru externare. Această bentiță. Aici avem pelincuțe cu peliculă. Voi lua 3. Le voi pune, iată, aici. Mai trebuie să pun pampersii și câteva produse de igienă a fetiței pe care le voi cumpăra zilele acestea. Mămica o convinge pe Cătălina să pună ăștia ca roz, parcă contează. Parcă dacă iau albastru, va fi băiețel. Mămica, ce? Contează asta? Voi lua și această păturică mai grosuță. Și ciorap! Priviți ce frumoși sunt! Și colorați, wow, abia aștept să o încalț. Asta este la prima lună, asta la a doua lună, a treia, a patru și la 5 luni. Gata! Am mai rămas să-mi pun câteva hăinuțe pentru mine, câteva produse de igienă și gata! Aștept cu nerăbdare momentul întâlnirii noastre. Am așa mari emoții. Cum va arăta? Eu vă spun pe curând, dragilor! Ne vedem în următorul videoclip! Pa, pa!